Bună seara, doamnă. Vă salut, stimate domn, și vă rog, prin intermediul acestui video, vreau să mă adresez către sătenii mei, către alegătorii mei foștii. Dacă dumnealor îmi permit ca eu să fiu de acord cu decizia primarului pe care și-a înaintat-o lui la proiectul Satul European Express. Doar știți, acum în țară se derulează proiectele. La noi așa s-a primit că mandatul de 4 ani a primarului se consolidează cu două reparații gheboase. Una de 155.000 în incinta primăriei, acum nu de mult în 2021, dar chiar în 2022 finisată, și cu următoarea decizie a primarului, care a înaintat tainic la Satul European Express, fără a consulta opinia sătenilor, care probleme sunt importante. Care din ele? Fie apa, fie canalizarea, fie sonda, fie drumuri, fie monumentul care este spre ruinare, fie o grada școlii care nu este pavată. Și dumnealui înaintează la satul, nota de concept, la Satul European Express, prin care este trecută prima etapă și este publicat în monitorul oficial că a trecut această etapă de, adică aici el solicită ca satul, ca statul acei 450 de mii să-i fie date pentru repararea edificiului primăriei Burlacu cu dotare de utilaj și mobilier. Deci, din câte știu eu, programul Satul European, dacă și mă tai mai privit, contribuie, așa, și continuă să aducă Europa în satele și în casele noastre, prin intermediul proiectelor care îmbunătățesc calitatea vieții și promovează dezvoltarea durabilă în comunitățile rurale din Republica Moldova. În satul nostru, primarul Munteanu Mihail pledează pentru schimb de fotolii în primăria Burlacu și a 5 persoane și crearea condițiilor de a servi ceaiul în condiții, deci în condiții, mega condiții, chiar anume ce ai servească ce ai la lucru, la serviciu. Ceea ce se întâmplă deseori și astăzi când am mers la primărie, la ora 1 și 20, fetele serveau ceaiul cum scac palagaița, cum zice rusul. Deci, primarul a ignorat opinia și părerea combainerilor, agricultorilor. Eu nu înțeleg cum poate el privi în ochii acelor combaineri și agricultori care în sudoarea frunții strâng, recoltează pâinea și deci hai să facem păpușă primăria. Dar oare nu-i prea mult dacă ți-ai vrut mâna așa până la cât e palma? De ce mai îndrăznești să vâri mâna încă și până la cot? Dar parcă au făcut reparații recent la primărie. Acum ce reparații mai vrea? V-am zis, în proiect așa este, el a indicat Fotolii reparația noi. edificiului și clădirea e nouă, nu-i pe burtă. Poate sunt clădirea ale primăriilor mai rele, dar nu se pune accent pe viitorul copiilor noștri. Nu se pune accent pe faptul că nu este pavată o grada gimnaziului. Plus la aceasta vinovățește directorul gimnaziului. Nu se pune accent pe faptul că noi nu avem trotuare în sat. Nu se pune accent, dar nici sfatul, nu a solicitat măcar nici acorduri, măcar nici nu s-a consultat cu noi consilierii. Ar merge așa opțiune sau nu? Dar nu e obligatorie consultarea Consiliului? Ce proceduri prevede satul ăsta Deci este expres? obligat. În acest proiect, deci eu am luat legătură absolut cu toate ministerele, cu ODRLN. Este obligatoriu decizia Consiliului. Dumnealui astăzi, prin răcnit, iarăși mi-a comunicat că va fi ședința Consiliului și vor vota consilierii. Eu declar și zic, spun că eu în numele alegătorilor mei și sătenilor care îmi spun că nu au apă și că au nevoie de apă, canalizare, drumuri și cuvete pentru apele pluviale, și că în biblioteca sătească, în sălile de lectură, acolo nu este căldură. Eu nu voi vota, eu voi fi împotriva acestei decizii a unei persoane care nu a solicitat opinia sătenilor.
El nu a solicitat opinia sătenilor, urma să se consulte, urma să se consulte cu doamnele, este punctul medical care nu are căldură în satul Burlacu Vechi. Oare acolo nu erau bune niște panouri fotovoltaice? Oare pe Casa de Cultură nu erau bune niște panouri fotovoltaice? Deși acest proiect prevede, de suma 455.000, prevede instalarea panourilor fotovoltaice. Oare aceasta nu era bun? Cum să ajungi tu, primar, care te consideri mare și nu știu cum, să nu consulți cetățenii timp de 4 ani? Ce a fost îndeplinit așa ca să te pomenească lumea până la urma urmei? Să schimbi fotoliile și pe condiții mai bune, creezi condiții mai bune celor care servesc ceaiul la lucru. Și absolut nu le zice nimic. Deseori mă mergeam pe acolo, le vedeam cum serveau tortele, să mă servească și pe mine. Nu, eu mă îngraș de tort. Dar acum Deci, consilierii vor avea de ales între a face proiectul ăsta sau nu a face nimic. Nu? treaba lor, eu nu știu ce conștiință vor avea ei. Dacă ei vor merge spre a crea condiții a 5 persoane, o pot face. Dar dacă dumnealor s-ar gândi că statul nu are drumuri, nu are, este o mahala care cară și acum apă de la fântână cu coghilița, acolo se putea poate și o sondă de câștigat. Se putea de făcut. Satul nostru are drumuri mahale Sau care sondă, ce cu căruță proiect de s-o pe a fi trece. scos la capăt, s-o fi pus în funcțiune? Aveți sondă tot cu grant, cu bani românești făcută și nu funcționează. Sonda ai făcut în cărdășie cu cineva până astăzi nu este. Eu am depus la guvern deja o plângere ca să se iasă la iveală. Până la urmă, dacă nu mergem, nu vedem ce s-au făcut cu acei bani din România, eu voi depune o plângere la procuratură. Cablul de colo este luat. Am înțeles. Deci eu prin acest video chiar solicit acordul sătenilor mei, alegătorilor mei, să fiu eu de acord să fie renovat edificiul primăriei. Dumneavoastră aveți mandatul lor de când v-au votat. Acei 50 care v-au votat au avut încredere în dumneavoastră și când au semnat pentru dumneavoastră și când v-a făcut consilier. Acum, în numele lor, puteți să votați. Eventual, puteți face apel la ceilalți alegători ai celorlalți consilieri să facă presiune asupra lor, să accepte să nu accepte proiectul ăsta, să ceară de la primar alt proiect, la alt program, dacă ăsta deja l-ați ratat, l-ați pierdut. Părerea mea. Vom vedea. Eu una stând împotrivă, pentru că prioritar sunt alte probleme în sat și nu reparația edificiului primăriei. Vă mulțumesc mult! Sănătate!